A fost depusă o moțiune de cenzură asupra activității guvernului. Înainte de a aduce la cunoștință plenului, dați-mi voie să vă spun că a fost subsemnată de 42 de deputați a fracțiunilor Partidului Comuniștilor și fracțiunea Partidului Socialiștilor. În baza regulamentului Parlamentului, și anume articolul 116, se menționează că moțiunea de cenzură exprimă retragerea încrederii acordate guvernului și moțiunea de cenzură asupra activității guvernului poate fi inițiată de cel puțin o pătrime din numărul deputaților aleși, adică 27 de deputați. În cazul de față s-a îndeplinit condiția numărului de semnături, este vorba de 42 de semnături, și că moțiunea de cenzură asupra activității guvernului se depune și se întocmește în conformitate cu procedurile stabilite la articolul 113 alineatul 1 și 2. Acestea, în schimb, prevăd următoarele. Moțiunea trebuie să cuprindă motivarea și dispozitivul. Moțiunea se depune la președintele ședinței în plenul Parlamentului, ceea ce a fost realizat. După primirea moțiunii, președintele ședinței o aduce la cunoștință Parlamentului, îi voi da citire, și ulterior se stabilește data dezbaterii respective moțiuni de cenzură și se dispune remiterea ei de îndată guvernului și distribuirea acesteia deputaților. În afară de aceasta, vreau să vă aduc la cunoștință că moțiunea de cenzură, potrivit articolului 117 din regulamentul Parlamentului, se supune dezbatere în prima zi de ședință plenară a săptămânii următoare datei de punere. În cazul nostru este vorba de ziua de joi, data de 20.